Ziua dragii mei, astăzi 9 octombrie 2018, eu Bogdan Ivirel, maestrul gândirii pozitive, vreau să vă informez în legătură cu referendum pentru familia tradițională. Dragii mei, referendum a fost votat de 20,47, uitați-vă, procent, și 3.732. Hai, 3.800.000 s-au prezentat la urne, dar nu se știe câți au votat din aceștia. Uitați-vă, dragii mei. Deci acesta este adevărul. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Deci am făcut eu un calcul. PSD și ALDE au obținut 9% prezență la vot. PNL, PMP și Alianța pentru Familia, pentru România sau pentru Familie și Biserica Ortodoxă Română au obținut 11,4%. Asta înseamnă, dragii mei, că PSD și ALDE au obținut 1.500.000 de cetățeni, au votat PSD și ALDE, și 2.200.000 au votat pentru PNL, PMP și Biserica Ortodoxă Română. Dragii mei, după cum vedeți, eu am spus dinainte că PSD și ALDE va obține un procent de sub 10%. Ați văzut că soția mi-a zis că am gura aurită. Se vede că am gura aurită. Ce spun eu se întâmplă. Așa că să aibă grijă politicienii în așa fel să-mi respecte deciziile mele și ceea ce spun eu. Deci, dragii mei, s-a văzut că cu cât campanie electorală au făcut unii oameni politici și Biserica Ortodoxă Română, s-a văzut că poporul, 80% din popor, a luat decizia să stea acasă. Dragii mei, când spun 80%, vorbesc și de copii. Pentru că copiii, dragii mei, au o influență asupra părinților lor. Pentru că viitorul copiii și-au dat seama că viitorul lor e în pericol. Cu asemenea politicieni care se împrumută mereu de pe piața internă, de pe piața externă. Pentru a plăti pensii speciale, indemnizații speciale pentru parlamentari și pensii de serviciu. Deci nu se mai poate continua așa, dragii mei. Este nevoie de un guvern de Uniune Națională, condus de mine, Bogdan Ivirel, care să ajung la de comun acord cu toate partidele. Toate partidele au înțeles că toate, împreună, toate partidele, și cu Biserica Ortodoxă Română, au obținut un scor de 20,41, zicem 21% prezență la vot. Deci asta demonstrează, dragii mei, deci cetățenii vor o nouă clasă politică. Eu cer lui Liviu Dragnea să facă un pas înapoi din fruntea PSD-ului, lui Ludovic Orban să facă un pas din partea PNL-ului, să facă un pas înapoi, lui Călin Popescu-Tărceanu cer să facă un pas înapoi din funcția de ALDE, și lui Traian Băsescu, dacă este el șeful PMP-ului, să facă un pas înapoi. Și Patriarhul Daniel, la fel, să facă un pas înapoi și să lase pe cineva care să aducă lumina în România. Că s-a văzut că n-a putut să convingă cetățenii să vină să voteze pentru căsătoria între bărbați și femeie. Deci, consider că din 89 până în prezent, aceste alegeri au fost cele mai corecte. Mulțumesc pe această cale Uniunii Salvați România, care am monitorizat totul, televiziunii Realității TV, televiziunii DigiTV și altor jurnaliști și oameni de bine care și-au făcut datoria, care au monitorizat în așa fel ca aceste alegeri să fie corecte. Consider că prin acest vot
Uniunea Europeană ne vede cu alți ochi, pe noi cetățenii români, nu pe politicieni, că Uniunea Europeană a înțeles că poporul român respectă decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, numai politicienii nu voia să o respecte. Acest lucru a demonstrat că cetățenii români sunt bine informați de mine și de televiziunea Realitatea TV, de DigiTV și alte televiziuni care au prezentat adevărul, sau jurnaliști și oameni din presă. Deci, mulțumesc tuturor care au prezentat adevărul, care n-au manipulat poporul. Rog să se facă o anchetă de Procuratura Generală, să se vadă câți bani a dat PSD și ALDE pentru această campanie electorală, pentru referendum, la unii ziariști, la unele televiziuni, pentru a influența mințile oamenilor. Deci doresc, dragii mei, doresc să se facă dreptate în România. Prin acest referendum s-a demonstrat că 80% din populația României este luminată, mai rămâne încă 20% ca să iasă la lumină. Vor ieși și aceștia, dragii mei, vă asigur că vor ieși. Pentru că au văzut că nu se mai poate. Nu poți să PSD și ALDE cu 1,5 milioane nu poți să conduci o țară. De aceea este nevoie de un guvern de Uniunea Națională. Condus de mine, Bogdan Viorel, sau de orice om care să fie imparțial politic și care să dorească binele poporului român, nu numai anumitor categorii de salariați sau persoane. Să doresc ca să aveți parte de o gândire pozitivă, toate spiritele, toate sufletele, toate duhurile, toate corpurile fizice, toate corpurile energetice, toți oamenii, toate ființele extraterestre, toate ființe terestre, toate ființe subpământene, toate energiile, toate animalele, toate păsările, toate reptilele, toți reptilienii, toți șobolanii, toți liecii, toți peștii. Doresc să aveți o parte de o gândire pozitivă. Sfânta Treime ca întreg, Dumnezeu Tatăl Ceresc, Iisus Hristos Fiul, Sfântul Duh, Sfânta Fecioară Maria, toate puterile cerești, toți serafimii, toți eruvimii, toți arhanghelii, toți îngerii, toți ghizii spirituali. Doresc să aveți parte de o gândire pozitivă. Toți locuitorii României, toți locuitorii Europei, toți locuitorii Uniunii Europene, toți locuitorii acestei planete, ai Universului, ai Cosmosului și ai Macrocosmosului. Merkaba, 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 Omani Padme Om, Omani Padme Om, Aum, Aum, Aum.